oameni au primit o provocare demnă de niște gospodine adevărate. Se facă cea mai delicioasă zacuscă. Puteți începe primele pentru zacuscă. Două dintre dumneavoastră pot folosi bucătăria băieților. În grădină aveți un grătar pe care îl veți putea utiliza mult spor. Este grătar afară și Mario merge să plăjească. Și vă spusei să-mi spuneți? Deci mi-a spus la tot. Ești mie nu mi-a spus nimeni. Păi că n-am fost atentă. Am crezut că nu poate să ne anunțe și pe noi. Nu, mă, și veni acum și nu, m-am văzut dragă, poștea. Să ardele acolo, eu n-am voie să ți le întorc. Mă duc eu acum. Deci am patru. N-ai voie să le întorci. Vezi că se ard. Hai, mă lași. Puteai să ne zici și nouă că-i grătarul gata, Crina. Eu m-am dus să-l verific, Mirela, și aș fi pus pe el. Am întrebat-o pe Crina de ce nu ne-a anunțat și pe noi. A zis că a venit să verifice grătarul și... Dar eu cred că a venit pregătită să verifice grătarul. Cele trei de la răsărit. Da, nu-mi plăcu gestul ei. Deci eu cred că e la voi, că vă zic că dipsi foarte mult. Da, îi pusesem un ligenuș și îi pusesem lui. Și iau că-mi spusă, exclus așa ceva. Gata! Deci de dimineață mamele au fugit la Superneața cu Răzvan și Dani, unde abia așteptau să-și prezinte minunata zacuscă. Bine! Super! Superneața! Domnilor și domnilor! Așa cum am promis, parte din mămicile ce se află în casa Mireasa vin în platoul de la Neața, auzind de înfruntarea noastră, dă-te mare cu zacusca din dotare. Avem cel puțin 5 rețete originale de zacuscă pe care juriul nostru le va bine cântări și le va degusta. O să încep cu doamna Crina și o să povestim mai apoi cu fiecare parte. Să rămână bună dimineața. Dimineața. Ne-ați adus o zacuscă. V-am adus o zacuscă de la Zalău. Marcă proprie. Cam proprie după gust, mai mult. Doamna Maria, să rămână bună dimineața. Dar cumva înfruntarea a fost inegală, că sunteți bucătăreasă, nu? De profesie. Da. Aveți o rețetă specială? Nu, o rețetă tradițională. Cu ciuperci, cu vinete. Cu ceapă, cu ardei copt, așa cum se face. Director de vânzări din zona Muntenii, doamna Mirela, 61 de ani și emoții cât cuprinde. Da. Câștigătoarea celei mai bune zacuști, eu știu care o fi, în platoul de la Neața, va avea un beneficiu în gala Mireasa de astăzi. Lucica, prietena noastră de la Craiova, nu mai aveți emoții că deja sunteți la doua oară în platoul de la Neața. Da. Ce ne-ați adus? V-am adus o zacuscă oltenească, este clasică, cu ardei copt, cu foarte multă ceapă, vinete tocate mărunt. Bine, mergem mai departe. Ce zacuscă ne-ați pregătit, doamnă? Eu nu știu să gătesc zacuscă, eu nu știu de-astea, dar n-am venit cu borcanul gol și v-am făcut din vorbe. Și uitați aici, mamă, zacusca mea așa frumoasă. Deci avem zacuscă din vorbe, dați-mi voie să o citesc. O zacuscă creativă pentru pe toată lumea animă. Cine îngustă din borcan este lider de piață. Încă un an ați învățat cuvinte de televiziune de când stați în casa Mireasa, bravo. Mi-a plăcut. Zacusca din vorbe, vedeți? Ați merita un premiu de originalitate și v-aș face un cadou. Iubita lui Robert nu prea vă place, nu? Nu prea sunteți de acord de... Ei, sunt. De-aia adevărat că ați zis că n-ar trebui să continue relația în afara casei? Asta a fost acum două zile. Și astăzi e azi. Păi de atunci am avut o întâlnire la cafea. Dar... ca să vă răsucesc cuțitul în rană. Așa, da. Eu pot să-i las o noapte pe Robert și Bianca. Oh my God! Să doarmă împreună. Și eu pot să accept sau să refuz? Nu. Dar să știți că primesc darul. Vă anunț că pentru efortul pe care l-ați făcut de a aduce zacusca originală la Neața, săptămâna viitoare, sunteți invitatele mele la cafea.
Wow! Adică puteți să ieșiți din casă pentru prima dată, iată, de 7 săptămâni. Iar mama ce va primi un beneficiu astăzi pentru fiul ei în casa Mireasa. Numărul 2. Perfect! Doamna Maria? Numărul 2. Da. Cea mai bună zacuscă. Este cea mai bună zacuscă. Mamele au fost încântate de vizita în platoul de la Superneața și au povestit cum le-a fost acolo. Felicitări! Am făcut Daria mâncare bună. Bravo! Cum am fost? Experiență super. Frumos? Super frumos! Doamna Nina, dar atât de aranjată sunteți, atât de bine vă stă. Măi de socră. Ce tânără păreți! Mulțumesc frumos, dar sunt tânără, auzi la ea. O, doamna Nina, ce frumoase sunteți. Mersi. Ce bine vă stă așa cu părul. Da, mersi, mă bucur să te văd. Hai, hai, numai hai. Cum a fost? Foarte bine, cum mulțumesc. Cum a fost zacusca dumneavoastră? Am luat premiul de originalitate. Există premiul de originalitate? Maria a câștigat premiul pe zacuscă, eu am luat originalitatea. Frumos. V-a plăcut? Și să știi că am primit un premiu. O să-l aflați, o să-l aflăm. Cu Robert, un date, ceva. Am un premiu special bine, pe care o să-l aflăm. Nu mă trage de limbă. Bine, nu vă treabă, las. Da. Da, vă aplaud și eu pe voi. A fost o întâmplare, să știți, că am făcut și eu zacuscă acum în perioada asta. Și v-am și adus un borcan să... Poezia, doamna Nina, că aia a fost zacuscă pentru este, suflet. Da. Eu am înțeles, a fost zacuscă pentru suflet. Vă foarte drăguț. Miroase bine. Mulțumesc. Între timp, doamnelor, vă poftesc, haideți, veniți să degustați și zacusca mea. Uite, o să pun... Aveți aici câte o linguriță. Ai. Eu nu aș vrea să vă refuz, dar n-am nici gust, nici miros. Zacusca mea. Aoleu. Aoleu, am mai auzit asta. Aoleu, asta nu e bine, vrei. Ce spuneți. Sună bine. Da. Nu iau personal, o iau... Ia să vedem. Și o să vă las și vă o promit. Nici o problemă. Ia să vedem, doamna Crina. Să dăm un... Eu am să vă dau rețeta mea de zacuscă de gogonele, că am postat-o și eu. E ceva absolut genial. Bună asta, doamnei Crina. A dumneavoastră da. E ca la mama acasă. Serios? Serios. Da. E bună. Și asta de vinete. Ia să vedem. Doamna Mirela. Doamna da, Crina, de ce ați făcut-o? N-a fost dorința mea cea Asole. Cu pește, dar prin tragere la sorți știți cum e. Cine asta cu ce e? Cu pește. Cu pește? A, stras la sorți, ce fel de zacuscă? Da, nu trebuia să fie la fel. Da. Aoleu. Și ați mai făcut vreodată de pește? Sincer, nu. Nu. Deci avem și diversitate. Wow. Interesantă! Interesantă zacusca. Deci că greu are prea tascul. Multă sare sau prea puțină, nu pot să-mi dau da, seama. Da. Cred că un pic mai multă sare, așa ar fi fost perfectă. Asta este a doamnei Lucica. Doamna Nina, da, mi-a plăcut că stăteați acolo în bucătărie și vă uitați și... Pă genul, ia uite-le pe astea cum gătesc, că eu imediat o să... Eu am vorbele la mine, n-am nevoie de... Cum punea, doamne? E, mai mult sau mai puțin, deși eu am avut stresul meu. A fost, da, trebuia să o perioadă de creații. Nu știu. Și aia tot creația a fost. Nu culinară, artistică. Asta e a ta. Da. Bună, așa, doamne Lucica. Interesantă. Multă ceapă, dar nu de arsuri pe... Nu? Nu știu. Bine, sunteți obișnuită, că așa mâncați dumneavoastră acolo. General, dacă este și ultima, asta e cea câștigătoare, desemnată da. Cea câștigătoare. Ce ați primit, doamna Maria? Am primit... Da, o spuneți așa, am primit de parcă v-a bătut, v-a dat... nu știam pe care să spun. Mie mi se pare că ați primit un premiu foarte important. Pentru toate mamele la cafea sau... Pentru toate mamele la cafea, dar ce ați primit astăzi? Ce ați primit astăzi? Premiu. Am primit un amuleto cu care pot să îl salvez pe Ani dacă va fi nevoie vreodată. A, deci v-ați hotărât? Nu vreți să salvați pe altcineva? Sau pe altcineva în caz de... În caz de iubita lui. Doamnelor, la dumneavoastră, doamna Mirela, aș mai fi pus un strop de sare. Atât, în rest, e perfectă zacusca. Mulțumesc. Iar la celelalte, jos pălăria. De fapt, la toate, jos pălăria. La dumneavoastră, doamna Nina, am așa niște mici... Da, dar în pauză noi o să degustăm cu invitații și cu toată lumea zacuscă.